Bună ziua! Astăzi îl am ca invitat pe Dragoș Matei Boieru, în vârstă de 7 ani, elev în clasa 0 la Școala Generală Iuliu Ațeganu din Cluj-Napoca, care este triplu campion național școlar la categoria băieți 7 ani, campion național la Blitz la băieți 8 ani și clasat pe locul 4 la campionatul mondial școlar la proba Blitz și locul 7 la campionatul mondial școlar la proba șac clasic. Bună, Dragoș! Bună ziua! Cum este să fii la un campionat mondial? M-am simțit bine. Bine? Cum e în Thailanda? Frumos. E frumos? Mai da. Frumos ca în România? Da. Dacă e mai frumos, vezi că te trimit acolo. În România să știi că e cel mai frumos. Hai să arătăm la cameră și diploma care a obținut-o. Și cupa, care este specifică celor din Thailanda, o cupă foarte frumoasă, din ceramică. Ce jucător ți s-a părut mai tare, Dragoș, din care ai participat? Ce crezi, indienii au fost mai puternici? Chinezii? Nu. Știu că la competiția ta, campion mondial, a fost un sportiv din Hong Kong. Da. Cum ți s-a părut? Ce a avut el în plus de a ajuns campion mondial? A avut mai multă răbdare decât noi? A stat mai mult să se gândească la mutări? Nu. Nu, dar ce a avut? A fost mai bine pregătit? Da. Foarte bine. Asta știi ce înseamnă? Că data viitoare ne pregătim mai bine și ajungem campion mondial. Să vedem o partidă jucată cu Sai Deliev, L1429, sportivul din Uzbekistan. Știu că el ți-a suflat la limită medalia de bronz, care părea mea că o meritai. La Blitz. Dar tu rămâi cu satisfacția că ai reușit să-l învingi în meciul direct. În amândouă. Să vedem partida. E4. Da. Tu ești cu piesele albe, iar adversarul tău este cu piesele negre. E5. Da. Cal F3. Cal C6. Da. D4. Pune, te rog, ce deschidere este? Scoțiană. Scoțiană. Bun. E bate la D4. Da. Nebun C4. Deci chiar, stai un pic, stai să le explicăm. Aici este chiar un gambit. Gambitul scoțian. Tu nu reiei în D4 și te axezi pe dezvoltarea figurilor. Da. Nebun B4. Șah. Da. C3. Da. D bate la C3. Da. B bate la C3. Da. Nebun A5. Da, te aștepta la răspunsul ăsta. Să retragă nebunul în A5. Da. Bun. Cal G5. Ce ai făcut cu mutarea asta? Stai puțin, trebuie să explicăm și mutările. Deci cu cal G5 ce ai făcut? I-am pus presiune pe pionul din F7. Deci ameninți să bați cu calul în F7. Dacă bați cu calul în F7, faci un atac dublu, atași dama și turnul. Iar dacă bați cu nebunul în F7, pe lângă câștigul pionului, este strică rocada. Este atași regele, îl obliga să mută din rege și e strică rocada. Cum s-a apărat? Cal E5. Deci, cu această mutare, el ce a făcut? Și-a apărat pionul din F7. Și mi-a atacat nebunul din C4. Nebunul din C4, da. Nebun B3. Da. H6. Bun, aici oprește-te un pic. Asta este o mutare greșită, care o fac foarte mulți, din dorința de a scăpa de presiune. Este o mutare prin care străbește poziția pionilor din fața regelui.
pune, te rog, pionul înapoi și să explicăm ce trebuia să joace și de ce asta era mutarea corectă. Deci, adversarul tău trebuia să joace cal H6. Ce făcea cu această mutare? Își apăra și mai bine pionul din F7 și amenința să-și poată să facă rocada. Că asta este marea lui problemă. Da? Tu jucai, de exemplu, aici dama de 5. Dama de 5. Probabil că de această mutare i-a fost frică. Ce făceai cu mutarea asta? I-atacam calul și nebunul. Da, făceai atac dublu la cal și la nebun. Ce putea, ce făcea ca să se apere? Răspundea și el cu un contraatac care nu era ușor de... Nu, 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 mută din cal, îi bat nebunul. Deci răspundea cu pion F6. Da? Își apăra calul și îți ataca și el calul din G5. Și acum când băteai nebunul, damă bate la A5. De ce nu poate să bată calul din G5? Păi bat și tu calul. Și atunci el joacă prima dată, fuge din cal și joacă cal de 3 șac. Cal. Rg2. Și după ce batem nebunul, cal bate la C1. Turn bate la C1. Negru își capturează piesa înapoi, F bate la G5, iar jocul rămâne deschis oricărui rezultat. Pune, te rog, înapoi piesele. Deci pionul din G5 pune-l în F7. Probabil partida asta poate o să folosim când o să facem emisiunea a doua cu greșeli specifice la copii, pentru că este o greșeală specifică. Deci el a jucat pion H6. H6. Cal bate la F7. Bun, retrage-te un pic. Asta este o mutare extraordinară care foarte puțin copii de 7 ani pot să facă acest sacrificiu, să aibă așa viziune. Ei făcut atac dublu, el e obligat să bate cu calul. Nebun bate la C3. Da. Cal bate. Da, cal la bate C3. La C3. Hai să vedem dacă nu bătea ce se întâmpla, dacă bătea direct cu calul în F7. Pune, te rog, înapoi. Deci de ce și-a dat nebunul? Ca să aibă pion în plus. Deci dacă juca cal, bate la F7. F7. Ca să înțeleagă telespectatorii, retrage-te un pic. Urma retrage-te nebun un pic. Bate la F7. Da, retrage-te un pic să se vadă poziția. Da, nebun bate la Rege F7. Rege bate la F7. Exact. Și cum îi făceai atacul dublu? Damă de 5. Damă de 5 și îți recuperai piesa cu avantaj. Bun, pune la loc. Adică era... Da, pune la loc și nebunul B3. De asta el și-a sacrificat nebunul, măcar să-i abat un pion. Ai bătut cu calul. Cal bate la C3. Da. Și acum ți-a luat calul din F7. Bate la F7. Bun. N-ai mai bătut cu nebunul în F7. Ce mutare ai făcut aici? Nebun A3. Este o mutare foarte, foarte bună. Ți-ai mai scos a treia piesă, exact, și controlează diagonala A3 F8. Foarte neplăcut pentru negru, pentru că nu mai poate să facă rocada. Cada. Cum a continuat el? Dama F6. Dama F6 și-a scos regina și ți-a atacat calul din C3. Nu este o mutare bună, pentru că tu răspunzi cu un contraatac. Cal D5. Exact. Ce ataci? Dama și dama pionul din F6 și pionul din C7. Ameni să dai șac turn. Dacă bați cu calul în C7, este șac turn. Deci trebuie să se retragă cu dama înapoi. Dama de 8. Din această cauză, mutarea lui a fost o mutare slabă. Dama de 8. Da. Pion E5. Asta, din nou, este o mutare foarte bună, pentru că îl împiedică să dezvolte calul în F6. Deci este un sacrificiu de pion care nu poate fi acceptat, deoarece ce se întâmplă la cal bate la E5? Dama H. Ia din nou un atac dublu și calul se pierde. Pune la loc. Adevărul că la atacuri duble ești un expert. Negru mută C6.
C6, da? Cal C3. Da, te retras. Dama H... Deci din nou, dama A5. Dama A5, mutarea lui se bazează pe atacul dublu, asupra triplu de fapt, asupra nebunului din A3, calului din C3 și pionului din E5. Dar este o greșeală, pentru că urmează foarte bine jucat de tine. Nebun bate la F7. Nebun bate la F7 șah. 7. Rege bate la F7. Dama H5 șah, dama H5 șah. Șah. G6. Și acum să vedem ce se întâmplă ce se întâmplă la G6. La G6 urmează E6, din nou un atac dublu prin descoperire, foarte frumos, E6 șah și dama din A5 se pierde. Bun, hai să punem la loc pionul. Ce răspuns mai poate? Nu, dama lasă-o în A5. Ce răspuns poate să mai... De exemplu, să joace rege E6. Rege E6. Dama G6. Dama G4 șah. Dama G4 șah. Retrage-te un pic. Da? Rege F7. Da? Dama F5. Rege din nou, la cal F6 urmează E6, se pierde dama. Da. Iar la rege E8. Dama F8 mat. Dama F8 mat. Bun, pune la loc, pune dama în H5. Așa, am spus că rege E6. Rege E6. Dama G4 șac. Dama G4. Da? Și acum... Rege F7. Rege F7. Și urmează rege F7. Nu, dacă bate cu regele în E5. Dacă bate cu regele în E5, dama H5 și se pierde dama. După părerea mea, este cea mai frumoasă partidă jucată în acest campionat mondial. Puteai să primești premiul de frumusețe. Este o partidă pe care o pot juca doar campionii mondiali. Ceea ce mă îndreptățește să cred că nu o să treacă mult și o să fii campion mondial. Încă o dată, felicitări pentru rezultatele mulțumesc. Obținute. Îți mulțumesc pentru că ai venit la această emisiune și ne-ai arătat cupa și diploma și ne-ai arătat această partidă superbă și îți doresc mult succes în viitor. Mulțumesc! Atât pentru emisiunea de astăzi.